Vă salut și bine ați venit pe canalul Gianitov Ideas. Astăzi avem o centrală pe peleți de la Kepo cu puterea de 20 de kW. O centrală automatizată 100%, funcționează foarte bine. Pompa și vasul de expansiune sunt conținute în interiorul centralei. Ca și măsură de siguranță suplimentară, am decis să mai instalez un vas de expansiune, care îl vedeți în imagine, special pentru centrală. Coșul de evacuare, așa cum se vede. Aici avem instalația din spatele centralei. Am decis să pun un termometru pe tur și unul pe retur. Avem aproape 70 de grade pe tur în acest moment și un termomanometru pe retur unde avem 50 de grade, apa care se întoarce în centrală. Avem și supapă de siguranță pusă pe centrală. Alimentarea cu apă este aici, se face de la hidrofor. Țeava de tur, am plecat în felul acesta, am mai pus două supape de siguranță, un aerisitor și un manometru pentru monitorizarea presiunii din instalație. Am mers mai departe, am venit cu un filtru Y și o vană de amestec care deschide la început când pornește centrala. Deschide și face amestecul pentru a avea minim 40 de grade apă pe retur care se întoarce în centrală. Aici am plecat către două coloane spre casă, două coloane separate, coloană dreapta casă și coloană stânga casă. Boilerul termoelectric de la Feroli de 150 de litri, am decis să-l iau mai mare de 100 de litri. 150 de litri sunt arhisuficienți pentru o familie cu 4 persoane. Am pus și la acesta un vas de expansiune special destinat, bineînțeles, un aerisitor automat. Robineții aceștia îi țin între deschiși, unul din robineți nu îl deschid la maxim pentru a nu face bypass între boiler și centrală. Pe perete 32 am plecat până la calorifere pentru a avea un debit cât mai larg. Foarte interesant, chiar și în funcționare, când flacărea este destul de mare în centrală, temperatura pe coșul de evacuare este foarte mică, 36 până în 40 de grade, ceea ce înseamnă că toată energia este conservată în interiorul centralei și asta este foarte bine. Termostatul de ambient din casă, de la Salus, comunică cu acest receptor care este montat lângă centrală, comunică printr-un cablu. Am băgat prin această canaletă și merge la spațiul special destinat la acel socket unde se montează termostatul de ambient. Aceștia sunt peleții care îi folosesc. Am plătit undeva la 1200 de lei tona în toamnă, dar la acest moment s-au scumpit destul de mult. Bunkerul central intră undeva la 3 saci, undeva la maxim 50 de kg de peleți, care asigură autonomie de peste 24 de ore. Aici avem o vedere asupra arzătorului. La momentul acela era oprit, nu funcționa, era în poziția de standby. Așa cum am zis, 20 de kW puterea centralei.
acum s-au aprins peleții. Ușor, ușor flacăra asta prinde viață și se intensifică până la o ardere destul de violentă pentru a asigura temperatura care o comandăm din termostatul de ambient. Am setat undeva la 60 și ceva de grade temperatura apei din centrală. Arderea este curată, fără niciun fel de fum. Contează foarte mult consumul de izolație a casei, spațiul de încălzit. Uitați, acum avem foc în centrală, flacărea este violentă și temperatura pe coșul de evacuare nu sare de 45 de grade. Foarte, foarte important și un lucru de apreciat. UPS-ul, care asigură funcționarea centralei chiar și când avem o pană de curent, un acumulator de la Bosch de 60 de amperi. Asta este primul calorifer care îl avem, calorifer de oțel, alt calorifer, deci undeva până în 60 de grade temperatura la calorifere. Mai avem încă un calorifer la 1,20 m, care este pe un hol destul de lung. Încă unul pe același hol, tot la 1,20 m. Am venit până aici cu PPR de 32 pentru a avea un debit cât mai bun. Așa cum am zis, în coloane separate. Acum alt calorifer, 1 metru și puțin, pe cealaltă coloană. Caloriferul Port Prosop din baie. Ca și consum, am văzut că undeva la maxim 2 saci la 24 de ore consumă pentru caloriferele care le-ați văzut în imagine. Peleții sunt de calitate. Deci dacă încărcăm bunkerul avem peste 24 de ore autonomie, ceea ce este foarte bine. Prețul centralei a fost undeva la 10.000 de lei cu toate accesoriile care le-ați văzut în spate, în afară de robineții cu holender care am achiziționat separat, inclusiv vana de amestec, am cumpărat-o de acolo și undeva la 10.000 de lei prețul de achiziție. Deci maxim 2 saci, maxim 30 de kilograme cu specificația, casa este foarte, foarte bine izolată.